Stimați telespectatori, cu mândrie pot să spun că am venit astăzi la, în comuna Bârsești. Spun cu mândrie pentru că această comună se află la 60 de kilometri cred de Focșani și este o zonă superbă, o zonă de munte excepțională. Nu pot decât să vă invit să veniți să vedeți ca să dați dreptate. Îi datorez această vizită astăzi aici la Bârsești domnului profesor, de fapt pictorului Liviu Nedelcu, directorul Centrului de Îndrumare? Centrului Cultural Vrancea. Centrului Cultural Vrancea, care m-a rugat să începem o serie de emisiuni. Da, de emisiuni de promovare a meșteșugurilor tradiționale și a tradiției, ca să spunem așa. Și să felicităm pe cei care se mai ocupă încă cu menținerea tradiției noastre populare, care este excepțională, păcat că am cam uitat-o. Lângă domnul director Liviu Nedelcu se află doamna Aneta Hușcă. Da. Doamna Aneta Hușcă, meșter popular, pe care de la început o felicit pentru ceea ce face. Doamna, nici nu cred că știți ce faceți dumneavoastră, în sensul că cât bine faceți acestui popor, acestei zone, prin ceea ce încercați dumneavoastră să păstrați tradiția noastră populară. Avem în spate covoare lucrate de doamna, avem aici o ladă de zestre pe care sunt așezate, ce sunt astea, covoare și... Covoare și prosoape. Covoare, prosoape, soape, toate în stil tradițional. Tradițional, da. Doamna Hușcă, haideți să ne vorbiți un pic despre dumneavoastră. Deci sunteți de aici, da? Da. Sunteți de aici? În comuna Bârsești, județul Vrancea. Ați făcut ceva școală aici? Am făcut 8 clase. Așa. Așa. Și mi s-a oferit, m-a angajat domnul director la Școala Populară de Artă și Meserii, Focșani. Deci dumneavoastră sunteți angajată a școlii, da, de meserii. Și învăț 12 fete să țese. Dar dacă îmi permiteți, domnule director, dumneavoastră pe ce bază ați angajat-o pe doamna? După... Școala Populară de Artă a început un program de promovare și de chiar și conservare a artei tradiționale încă din anii 90. Din 90 până în momentul de față am reușit să angajăm la Școala Populară de Artă 12 meșteri populari și rapsozi și un coregraf, încercând să adunăm lângă noi cei mai reprezentativi meșteri populari, rapsozi și coregrafi. Ce se întâmplă? Prin ei încercăm să ducem mai departe tradiția, adică în cadrul orilor, a secțiilor externe organizate în cele mai reprezentative zone etnofolclorice ale județului, am reușit cu sprijinul lor, a meșterilor, să organizăm aceste clase externe, unde depinde de zonă, să pregătesc între 12 și 24 de ele pe serie. Da, norma didactică. Doamna Hușcă, de câtă vreme lucrați dumneavoastră, doamna? Eu de când eram de 15-16 ani. De când erați copil? Da. Și cine v-a învățat să lucrați? Mama noastră, că țesau, că înainte nu se găsa la magazin. Țesau toate și țari, oameni, omului și... Ați prins perioada când se umbla în costum național aici? Da, sigur că da, dar cum? Cu opinci, cum? Da, cum? Doamne, și de câtă vreme nu se mai umbla? Am jucat la hor eu cu ochii. Dar ce frumos era, nu da. Era frumos? Dumneavoastră purtați opinci atunci? Atunci, da, am purtat. Nu pantofi cu toc? Nu, de unde? Mi-a luat o pere de ghete odată. Da? Erau frumoase. Toți ori mâncați ca opincile, nu? Mâncalțam toți ori cu ele. Dar la horă tot cu opincile vă duceați? Da, la horă făcea, era un târg aici la 8 septembrie, 14 octombrie și se făcea horă acolo. Cine vă cânta la horă? Ieșa praful din ochii. Erau muzicanți care cântau și... Era frumos tare, nu? Frumos, și erați îmbrăcată în costum național. Da, da, da. Deci cu costum național, da, cu opinci, da. Cu... Deci și m-am mărtat. Când a început să nu mai poarte lumea costume naționale? Cam de prin ce? Adică nu e un an anume, dar cam da, din ce perioadă? Da, cam... Păi dacă eu cam de și m-am mărtat de 30, cam de 30 de ani, așa nu mai prea poartă așa costum popular. Deci dacă te-o bătrân, țâni pe ce, nu? Ce frumos! Unde-i bătrâna aia să o filmăm și noi? Mai e vreo bătrână pe aici, îmbrăcată în costum? Chiar nici la biserică nu mai vine lumea în costum? Nu. Ce păcat, doamnă, da. Nu vă pare rău?
pare, dar și să facem, dacă... Ne văzut că fetița aceea s-a îmbrăcat. S-a îmbrăcat într-un costum, o să vă arătăm, o fetiță, are un costum național tradițional de aici, da? Da. E al ei personal sau... E al ei. Ce frumos că s-a îmbrăcat. Vedeți, doamnă, că ea noastră românească este promovată la nivel de lume, mondial? Da. Și de ce credeți că s-a renunțat la costumele noastre tradiționale? Deși, tot așa, că care mai de care, că e mai frumos, că e mai ușor, că e... Mai comod. Mai comod, da, că de e așa greu, doar că te încinci cătrița și e gnim pe acolo, așa. E greu când cu costumul național. Da, e mai greu, că trebuie să-ți pui fotea. Trebuie să te strângi, că tot zici că cade, știi, și... Nu v-ați mai îmbrăcat de mult în costum național? Ne îmbrăcăm la Focșani, da, ne îmbrăcăm. La festivalul. La târguri de meșteri. La festivalul. Și vă vine greu să vă îmbrăcați cu... Trebuie să te îmbraci, acum. Dacă trebuie. Dacă trebuie. Da. Dar n-ați văzut că și fiica dumneavoastră, care a lucrat un timp în Italia, mi-a spus că, mă rog, are o casă frumoasă, încă nu e complet mobilată, dar spunea că... Nu-și mai pune obiecte de-astea tradiționale, covoare, prosoape. Nu mai poartă altul, trebuie să... Că nu se mai poartă. Te dai de pe... După timpul. Tineretul ăsta. Trebuie să dai după lume. Doamne, dar de ce? Haideți să dăm lumea după noi, pentru că... Păi hai să-i dăm. Asta ne arată că poporul nostru e un popor talentat. Uitați-vă ce minunății sunt în spatele meu. Ce covoare superbe. V-a învățat cineva cum să potriviți culorile astea sau din imaginația dumneavoastră? Da, sigur, am făcut școală. A făcut școală? Venit cineva de la București și ne-am făcut la Petrești acolo și ne-a învățat facem cum în fiecare se an. În fiecare an ne ducem. Este un proiect început acum 4 ani în parteneriat cu Universitatea București și cu Universitatea Națională de Arte. Vin două doamne profesoare de la cele două instituții și facem în fiecare... Da, dânsele ne arată, nu știam, nici noi. Dar văd, astea, deci nu va arăta nimeni să le lucrească astea. Astea s-a făcut cu boieluri. Cu ce? Cu boieluri de-alea? Sintetice? Da. Alea nu sunt sintetice, da. Alea sunt cu plante. Și alea cu plante și alea poți să le speli, că nu se duce așa. Astea se duce, la astea se duce culoarea. Dacă o bag pe asta, acum face apa roșie. Da? Pentru că nu aveați vopsele. Nu era și nu se închetreau pe lume. Nu se găseau plante. Da, nu se găseau plante, da. Și chestiunea cu plantele este... Adică și despre asta se poate vorbi mult, pentru că, uite, noi floricelele și iarba și tot ce vedem în jurul nostru, o trecem cu vederea, dar fiecare plântuță își are rolul ei pe pământul ăsta. Și ce spune, doamnă, știți ce spune un medic naturist, pe la 1800 și ceva, că fiecare plantă... Nu, fiecare boală, pentru fiecare boală Dumnezeu a lăsat o micuță plantă de leac. Da. Deci plantele sunt excepționale. Păi pentru... mai degrabă te îndrepți cu este medicinale decât cu injecții. Dar nu despre asta vorbim acum vorbim despre, apropo de plante, deci rolul lor în obținerea de culori foarte frumoase. Da. Văd aici niște gheme. Da. Două gheme sau două ghemuri? Cum e corect? Gheme. Ca la bârsești trebuie să spun. Ca la bârsești, da. Cum spuneți? Gheme. Niște gheme, da. Stimați telespectatori, toate superbe, cu niște culori excepționale. Cristi, ia uite-te, poți să apropii puțin? Uite ce verde splendid, pe care nu-l găsești prea des prin oraș. Cu coada calului. Coada calului? Da. Care știți ce spune tot profesorul ăsta despre coada calului? Coada calului poate să dizolve orice tumoră, chiar și tumora canceroasă și uite că poate să vopsească deci cu coada calului. Toate sunt cu coada calului. Ceapă roșie, așa e. Ceapă roșie, astea galbene cu ce? Asta e cu aleor, floare de aleor. Aleor, ce e asta aleor? Aleor. Aleodor era un pleantă și persoană. Are lapte, așa, dar dacă scăi pe la ochi, usură de mori. Da? Și asta e tot aleor, dar asta e închetrită cu substanța și de la dumneavoastră și asta e închetrită cu ceatră vânătă, de care pui la vie. Da. Închetrit înseamnă mordant. Da, și asta, doamnă, asta? Rozul ăsta, interesant, așa? E tiei și cu... și închetritul cu piatră vânătă. Deci stai cu piatră vânătă, da. Și maroul ăsta maroul excepțional. Nuc. Deci numai cu nuc. Asta care e cu dau coajă. Și doamnele asta, în cap. Asta e cu coajă de nuc și asta e cu frunza cu de nuc. Frunză de nuc. Da. Da. Domnule, e o vorbă românească, ci care are chira socoteală. Da. Asta trebuie e cu boabe de soc.
soc și scoate... nu-i odată. Aici mi-a ieșit așa, depinde cum pui. Uite, Cristi, movul ăsta cu soc. Da, și așa tot cu soc, dar alta am pus mai mult, alta s-a închetrit cu piatră vânătă, alta cu... Ce frumoasă! Și toate astea pe alb le-ați făcut, da? Da, da, da. Asta e rostopască. Rostopască. Rostopasca e bună pentru ochi, pentru negi, pentru... Da? Da, rostopasca, sigur că da, aia Aleodor, aia cum se numește, nu știu. Asta e niște sfeclă roșii, așa ceva neșo, ies o zamă frumoasă de zici că faci și uite da, ce frumoasă culoare. Bun, și dacă speli obiectele făcute din hainele făcute din azi sau ce faceți, covoare, nu-ți iese? Nu iese, așa rămâne. Din cauza că ați închetrit-o cu ce trebuie, da? Da. Cu ce o închetrește, Liviu? Cum cu spune? Oțet, cu sare, da, cu, dar cu piatră așa, vânătă, cu... Așa e, cum îi zice ce e de la dumneavoastră? Da, așa e, nu știu. Alaun. Ei, nu mai dați că nu e, da, nu prea e voie să dăm... Alaun, o chestie populară. Foarte frumoase. Bun, doamnă, covoarele astea câți ani au? Astea care se care ies la spălat. 80 de ani, cred că are asta. 80 de ani. Da. Și ăsta, o să le scoatem și o să le vadă lumea. Ăsta, de exemplu, cât are? Ăsta e mai încoași. Ăsta e cam coieste. Cam coiestea? Da. Văd că aveți niște prosoape foarte... Astea sunt prosoape, ștergare, da? Da, ștergare, da. Uitați-vă ce frumoase sunt pe bumbac. Bumbac, da. Din bumbac și... Da. Țesute la război, da. Țesute la război, stimați. Nu. Țesute la război. Mai folosiți astea sau acum aveți noastră ștergare din oraș? Eu am avut și le-am vândut la sărbătoarea vinului și nu mai aveam deloc. Și acum iarna asta le-am făcut, ca să mai am, că eu le vând peste. Cred că le vinde, sigur. Și le cumpără lumea? A cumpărat-o doamnă, mi-a luat cu grămadă atunci, dar ce făcând cu ele? Nu știu. Păi poate le face cadou, pentru că mai plecăm prin străinătate și e foarte frumos să duci lucruri de astea tradiționale, nu? Da. Bun. Și cât ați fost dumneavoastră elevă la școală? Era vreo un curs? Când ați terminat dumneavoastră școala? O cele 8 clase? Am și uitat. Ați uitat. Dar la școală se mai învăța, se făcea la lucru manual? Nu, mai cusam, așa și s-au împleteam cu Andreaua. Dar nu făceați. La cesul nu ne-a băgat nimeni la război, nu. Nu? Împletit și cusut. În afară de dumneavoastră aici, la Bârsești, mai e cineva care coase la război acum, în timpurile astea? Așa, câte o... Care țese. Și școala câte una poate să mai găsește, dar mai rar. Deci, dar mai iau oamenii război? Nu știți, ca așa, ca piesă de muzeu, nu. Piesă de muzeu, cred că mai iau. Dar înainte, doamnă, când erați dumneavoastră copil, erau multe persoane care țeseau? Atunci erau, că dacă așa ceva purtau... Păi și omul eu până în coașa purta pantaloni de ăștia de lână. Și țăsam eu și dădeam la Chiu, la Nereju, pe acolo. Și am mers în costum național, soțul dumneavoastră? De acum. Ce frumos! Da. Și dumneavoastră mai aveți costum național din copilărie? Nu mai am pe cele acolo întinse pe perete. Am acolo pe perete. Mai am cătrință, am cămăși. Aveți, am, da? Am. Lucrate toate acasă, da, mână. Acasă, cine vi le lucra? Și eu am lucrat și mai am și de-a mamică, miele. Și mama mergea în costum național, n-a apucat timpurile astea cu... Mamica mea ați purtat minijub, nu, dumneavoastră? A purtat, tot ce le-am purtat, dar mamica mea n-a purtat, cum a cătrința purtat, fără murită. Pantalon, minijub, ați purtat? Pantalon, a purtat așa, bine, acum nu mai, dar vorbesc când erați mai tinerețe. Nu, pantaloni încoași s-a purtat femeile. Da? Da, nu se prea purta, fuste se purtau. Se purtau fuste? Da, fuste scurte, da. Așa? Mai scurte. Așa. Da, purta fuste scurte. Mama nu purta așa nu ceva. Nu purta mamica. Era tare frumos. Și când purtam cătrințe, când ideam un colț acolo, eu ridicam alea cum mă puneam să o pui jos aici, nu-mi plășea, eram și nică și mai puneam și cătrința așa. Și eu iar mai saltam pe așa. Dar la școală cum vă duceați, în uniformă sau cu cătrință? Nu, cu cătrință, cum? De unde uniform, nu era uniform. Deci dumneavoastră la școală vă duceați cu cătrință și toți copiii veneau așa? 67 de ani, de mult de atunci. Da? La și deci veneau și profesorii veneau tot cu nu, profesorii veneau îmbrăcați civil, cum se spune, da? Da. Da. Și nu vă pare rău după nu era așa frumos când vedeați pe toată lumea din sat că era venea... mai ales pe la zile, pe la Paște, le și te trudeai, eu nu știu, doamne, că sai la
la lumânare, pe la lampă, deci aveam lumină și puneai fluturi și puneai, da. Ca să aveți lucruri noi de pași, nu? Da, da, acum că gine, că nu gine, tot așa. Dar, deci de pași lucrați, da, vă da, făceați, da, bine, da, nu de pași, cu... De un an de zile înainte vă pregăteați, sigur, pentru pași, să vă faceți bluziță, da, nouă, da, da, catrință nouă, catrință, da, opinci noi. Ne duceam de pe la mea, pe la Tulniș, ne aducea unul mosoare de cele pe la Tulniș, fluturi. Cu ce vă duceați până la Tulniș, pe jos? Pe jos, ziceam. Câți kilometri sunt de aici la Tulniș? 4-5. 4-5, da, nu e așa departe, nu? Nu e așa departe. La Tulnici oricum era mai mare decât Bârseștiu și atunci no, era mai... Nu, era cineva care aducea de la București, dar nu găseai peste tot. Nu găseai peste nu, tot. Găsai, nu. Era tare frumos, tare frumos era. Era Doamnă, frumos. Dar ia spuneți-mi, deci acum sunteți angajată a Școlii Populare de Artă și ce faceți dumneavoastră în calitate de angajată a Școlii Populare de Artă? Învăț 12 fete 12. Să țese. Și au învățat, le premiați la sfârșit, cât durează un curs? Cât durează un doi curs? Ani. Deci 2 ani. Doi înseamnă ani. Că da. Și vor să vină la cursuri? Vin. Vin cu drag, familia vin. Îi stimulează? Da, îi lasă mamele. Da. Le lasă mamele, da? Da, da? Băieții nu se bagă la așa ceva, nu numai fetele. Nepotul meu se bagă. Da, și? Țăsa și el. Și-a învățat să țeasă? Am învățat acum, dar zici, le arătă la fete când gine toată acasă, că acolo la facultate, la București. La teologie am înțeles, da? Da, da. Să fie și sănătos. Când gine și vede câte o fată de asta, că mă țip eu la el, uite că ți-am spus, ți-am arătat așa și așa, și el intră, uite așa să țeasă. Da? Ia uite ce frumos, să ne chemați o dată când vine nepotul, să da. Ne arate și nouă cum să țese. Da, cam în cât timp pot să învăț? Eu dacă aș vrea să țes la război, cât timp ar trebui ca să încep să învăț? Să pot să fac o bucată, o să fac un ștergar de ăsta, de exemplu. Păi eu îl fac într-o zi pe asta. Dumneavoastră, da, da. Dacă să învăț, cât îmi trebuie? Nu, știți și repede învață fetele. Învață repede, da? Numai că... Problema că modelele, ca să le respecti. Da, da, modelele. Uite, aici nu vezi că sunt... Păi rânduri, da, drepte, da, sunt, da, culori. Da. Ăsta tot colorat, ața colorată. Da, tot cu așa, nu, sau e cumpărate, cumpărate, da. Negru și... Și astea le folos... Asta e vopse de mine. Desfăceți-l, doamnă, vă rog frumos, doamna Aneta. Uite, Cristi, ce frumoase, dai să... Ce culori frumoase. Astea sunt vopsite de dumneavoastră? Asta, da. Mai puțin galbenă. Da, ce frumusețe. Galbenă. Verdele ăsta e vopsit de mine. Da. Ce frumusețe, dumneavoastră vă mai mirați de ce v-a cumpărat doamna aia multe, probabil că a vrut să facă, eu cred știu, cadouri. Cred că cadou, eu știu de ce. Pentru că e o mândrie să te duci într-o țară străină și să le duci așa ceva cadou, să-ți uitați-vă ce fac oamenii noștri la... E frumos și la noi să ai așa cum ceva. Cum să nu, cum să nu fie frumos să ai așa ceva. Și dumneavoastră, și te rog. Deci sunt și practice, sunt și sănătoase. Le și vezi când se murdăresc salbe. Da. Salbe, da. Da, dar eu trebuie să le clătesc o leacă și le calc și ele se așează așa de frumoase. Dar sunt curate. Ele sunt numai cum le-am scos din război. Foarte acum. Frumoase sunt, doamnă. Și uite, asta, de exemplu, este o cuvertură? Și e cuvertură, are o grămadă de lăptuși. 40. Ce înseamnă lăptuși? Ițe, de cele în spate. Le... Așa se numesc ițele, da, ale lăptuși? Eu este eu pe mână, nu am... Cum să vă zic eu, trebuie să ridici cu o spetează. Haideți să luăm un pic asta, s-o da, desfă. Da. Liviu, te rog frumos, ajută-mă. Oh, dar și aia de sub este. Hai să o desfacem un pic, ce superbă e. Adică ce frumoasă e. Este frumoasă. O frumusețe. Da. Ia uite, asta e o traversă, nu-i traversă, e nu, de pupă perete. Nu, asta se coasă pe mijloc și faci... Asta că e prea lungă. Pentru pat, la marginea patului, nu? Cum erau paturile altă dată. Nu, se poate din două bucăți, se face o pătură întreagă. Se face o pătură întreagă, da? Nu poate să facă la război lățime mai mare, este o lățime maximă. Da, 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 și le coase una lângă alta, da. S-a mai făcut și așa, da, n-am făcut. A, deci pune două și este o cuvertură. Da, și acum e cusută pe centru și o pui pe pat, așa, ia. Foarte frumoasă e, superbă e. Și asta e veche, doamnă? Asta e veche, făcută de când era meu domnișoară. De când era dumneavoastră, deci e veche, veche, dar uite ce bine s-a menținut, n-ați folosit-o. N-ați folosit-o. Am mai târât-o de pe mine, am mai întins-o pe... Și asta cui, le lăsați zestre la nepoate, la... Nu știi nevoie, că nu n-ai ceva știere. Nu le cumpără nimeni. Nu le cumpără nimeni, luați loc, doamnă, ce păcat, ce păcat. Spuneți-mi, credeți dumneavoastră că fetițele pe care le învățați acum să... Să țeasă,
Or să lucreze și ele mai târziu și or să facă meserie din asta, dacă meserie. Dacă or rămâne acasă, una o face, dar dacă pleacă... Da. De vreo instituție că... Da, doar să se angajeze. Nu se poate trăi din asta, dar... da, deci nu se poate trăi din meșteșugul ăsta, dar e tare frumos. Deși s-ar putea trăi dacă... S-ar putea face o industrie întreagă din așa ceva. Da, în momentul în care devine industrie, nu mai e meșteșug tradițional. Nu mai e meșteșug tradițional, artizanal. Da, da, este... Nu știu, voi vă pricepeți mai bine și nu vreau să intru în domenii pe care nu le cunosc bine. Da, dar păcat că sunteți... Deci ați rămas singura care, din toată comuna Bârsești, care vă ocupați cu așa ceva și nu numai, care m-a învățat și pe alții, pe fetele de la școală să... Ai văzut că fetele vor să plece dintre a noua, pleacă la... Dar important e și momentul educației aici, pentru că nu neapărat, important nu e neapărat să ducă mai departe meșteșugul în sine, ci să-l accepte, să-l respecte. Sigur, să-l promoveze. Să-l promoveze, da. Sigur, da. Și sigur. Asta e o latură a educației, care e foarte importantă, că ca și în artă, ca și în muzică, nu toți ajung instrumentiști sau artiști. Da. Sigur că da, dar știu să... Dezvoltându-i simțul estetic și gustul, ai făcut un lucru important ca pedagog. Sigur că da. Și poate să deosebească un chici de un lucru autentic, ceea ce este foarte important. Foarte important. Sunt lucruri excepționale și uite și vremea a ținut cu noi. M-a sunat cineva de la București că vrea să vină să văpsăm amândouă și i-am spus să vină, că eu de acum... Da, dar cu acordul domnului director, că dumneavoastră sunteți angajata Școlii Populare de Artă și trebuie să cereți permisiunea direcțiunii, nu, să știți. Nu, în particular poate să-și facă. În particular poate să facă. La clasă. Nu, dar adică zice să-i arăt. Da? Deci nu e problemă, da? Nu, că au libertatea de care e nevoie să o aibă. Nu știu, că m-a sunat și am spus, doamnă, veniți la mine, dar nu acum, că acum era nu iarnă. Sunt plante, nu da. Sunt plante. Când se fac da, plantele, se veniți, fac plantele. Vă arăt. Și iarăt să facă. Iarăt să facă, deci e voie, da? Vedeți, și vremea a ținut cu noi, că noi am vrut să venim acum o săptămână când era frig și am amânat și e o zi superbă, stimați telespectatori, chiar dacă mai bate soarele așa pe noi și să știți că nu suntem pătați pe față, soarele e cel care își arată razele din plin și le așteptam de mult. Eu oricum, domnule director, vă mulțumesc din suflet că ați avut această inițiativă să mă aduceți astăzi aici și să le arăt și telespectatorilor. Ce, chiar că e vorba aia, plagiez un pic că munții, de fapt nu plagiez, citez din munții noștri, aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Și asta tot aur este, să știți. Și astea sunt aur pentru un popor care vrea să-și mențină tradiția, care vrea să se mențină ca popor lăsat de Dumnezeu pe plaiurile astea. Felicitări, doamnă! Mulțumim. Putem să ne ducem și pe noi la fetele cu care lucrează, să stăm un pic de vorbă, da, și cu ele? Mergem. Avem aici câteva dintre fetele care lucrează cu doamna Aneta. Îmi place foarte mult că ai venit îmbrăcată în costum național. Cum te numești? Crina Ignat. Crina, de unde ai tu costumul ăsta superb? De la bunicii mei. Deci e un costum tradițional de la bunica ta? Da. Și l-a lăsat prin testament, da? Da. Da. Ia spune-mi, te rog, știi și tu să lucrezi la război? Da, știu. De când înveți să lucrezi la război? De ceva timp, așa. Și ce ai lucrat tu până acum? Covoare. Tu ai lucrat covoare? Nu cred. Da. Te cred, bineînțeles. Poftim? Poate zici acasă și a lucrat. Nu. Ce ai lucrat aici cu doamna? Aici am lucrat covor. Da, deci știi să lucrezi un covor de la început până la sfârșit? Știi singură să-l poți singură să lucrezi? Da. Felicitări! Mulțumesc! Și vrei să urmezi o carieră, da? Să te faci țesătoare, de exemplu? Da. Ți-ar plăcea? Da, îmi place. Foarte frumos, foarte frumos. În ce clasă ești? În clasa 6. În clasa 6, aici la Bârsești, dar vrei să vii la Focșani, la liceu, am înțeles, da? Da. Bun, te așteptăm cu drag. Pe tine cum te cheamă? O să iau Elena. Tu n-ai costum național, Elena? Ba da, dar nu știu încă trebuie să venim. Dar tu de unde, Crina, de unde ai știut? Tu de unde ai știut să vii? M-am îmbrăcat eu așa. Așa ai vrut tu. Nu-ți plac costumele naționale? Ba da. Ba da? Și ai de la bunicii tăi costum național? Da. Păi data viitoare când vin, să vii în costum național. Da. Și să fii mândră că ai costum național. Da. Da? Da. Și tu?
Cum te numești? Chiper Paula Andrada. Paula, Paula Andrada, mă, ce nume frumoase aveți voi aici la Bârsești, mă, nu mă cheamă pe tine, te cheamă Elena, pe tine Crina, pe tine Paula Andrada, da, Ioana, Vasilica, numai Rada. Da, pe mine mă cheamă Andrada. Bine, Andrada, mie îmi place să zic Paula, Sâc. Da. Da? Tot în clasa a șasea ești și tu? Da. Da, și de câte vreme te ocupi cu așa ceva? Adică de câte vreme înveți să coși, să-ți iesi? De mult. De mult? Da. Și știi și tu să lucrezi covoare? Da. Și ai lucrat? Da. Dacă eu îți dau comandă să-mi faci și mie un covor, îmi faci? Cât îmi iei? Ne înțelegem noi, nu? Ne tocmim noi, da? Da. Și tu vrei să vii la Focșan să faci, să urmezi liceul? Da. Da? Da. Vrei să te faci țesătoare? Da. Da? N-ai nimic împotrivă, ți-ar plăcea. Da. Mi-a plăcut că a zis, mi-ar plăcea, vedeți, înseamnă că aveți un profesor foarte bun de limba română. Felicitări, domnule profesor. Tu cum te numești? Mă numesc Roșca Elena. Roșca? Roșca Elena. Deci Elena. Bun. Și tu la fel de câte vreme? Adică și pe tine te întreb același lucru, de câte vreme te-ai apucat să țești? De 2 ani de zile. De 2 ani de zile. N-ai costum național? Nu. Am un costum acasă, dar n-am știut că trebuie să vin îmbrăcată. Nu-ți plac costumele naționale? Ba da. De ce ai zis? Ba da, sunt mult mai frumoase decât ce suntem noi îmbrăcate acum, să știi. Și costumele naționale sunt frumoase. Eu ce spun, că sunt mult mai frumoase decât hainele cu care suntem noi îmbrăcate acum. Uite ce minunăție are Crina. Superb este. Îți dai seama câtă muncă a fost la acest costum național, da? Da. Și tu știi să lucrezi un covor? Da. Deși cu tine pot să mă înțeleg, da? Ne tocmim acolo să-mi faci și mie un covor, da? Da. Bine, succes! Mulțumesc! Domnișoară, tu cum te numești? Popa Loredana. Loredana. Și tu țești covoare? Da. Da? Da. Tot doamna Aneta te-a învățat? Da. Părinții tăi nu știu niciunul, adică mama știe să ți. Da, doar mama să-ți. Doar mama mai știe. N-ai costum național acasă? Ba da, l-am. Și? N-am știut că trebuia să îmbrăcăm. N-ai știut. Data viitoare să vii cu costum. Băi, știți cum o să fac? Am învățat și o să fac comerț. Deci tu știi să faci covoare, tu știi. Am să vorbesc pe rând cu fiecare și să văd care mi-a mai puțin. La ăla îi dau, îi comand covorul, da? Da. Bine, succes, succes mult. Tu, domnișoară? Cum te numești? Ipate Simina Ioana. Simina Ioana. Măi, Ioana, ia spune, de câtă vreme lucrezi tu covoare? Am zis, covoare faceți, da, aici, de da? 2 ani. De 2 ani și știi să lucrezi și tu un covor de la început la sfârșit, da? Da. Măi, fetelor, sunteți excepționale și tu vrei să te faci tot țesătoare? Da. Da? Te-ai gândit? Da. Te lasă mama? Îmi place, da. Îți place, da? Da. Spune-mi, la toate de aici vreți să veniți la Focșan să urmați liceul acolo, da? Da. Păi eu vă doresc să faceți lucrul ăsta la Focșani. Sunt licee foarte bune și sunt foarte mulți copii veniți de la munte care rup rândurile, cum se spune. Și acum doamnele pe care nu... Cum vă numiți, doamnă? Eu mă numesc Mitrofan Maria. Doamna Mitrofan, da. Dumneavoastră lucrați? Eu lucrez de mică, dar da? Aici lucrez de 2 ani. A, lucrați împreună cu doamna Aneta? Da, da, da. Da, ce frumos. Sunteți dumneavoastră angajată sau doar veniți să o ajutați? Nu, vin să o ajut. Vin să o ajut. Familia dumneavoastră lucra când erați... Învățați de la mama. De la mama. Da, de la mama am văzut și... Păi nu se mai lucrează. Aveți acum război acasă? Am, dar strâns acum. Strâns acum. Și ce lucrați, și doamnă? Covoare. Covoare? Covoare, da. Covoare. Da, împletim, lucrăm ciorapi, lucrăm plovere. Cât luați ca să faceți o pereche de ciorapi? Depinde. Da, felicitări, doamnă, felicitări. Mulțumim. Și dumneavoastră, doamnă? Văsuianu Maria. Doamna Văsuianu, da. Maria. Vedeți, doamna, o cheamă Maria, pe dumneavoastră Maria, pe dumneavoastră Aneta, pe fetele cheamă Loredana, Andrada, nu? Asta e timpurile, da? Timpurile de acum. Numele astea au aruncat și costumele naționale după casă, da? Deci, doamna Maria, da? Eu lucrez de când eram mic. Am lucrat cu mama mea acum nu mai trăiește, dar am învățat de la ea. Și aveți război acasă? Am război, dar acum dacă nu mai am cu cine țesă, că aveți făceam copii, coverturi, doamna? Am copii. Și n-ați învățat pe copii? Nu. Cu ei am doi băieți am și nurorile nu mai fac așa ceva. Nurorile de aici din sat? Nu. Nu. Unul lucrează în Italia, unul e aici, nu mai lucrează așa ceva. Nu mai lucrează. Dar le-am mai dat eu și le place. Le place, cadou le place, da? Prieșuri, da, le place foarte mult, le place, da. Păi sunt foarte frumoase, da, adevărul ăsta e că sunt foarte frumoase. Când trăia mama, lucram cu ea, lucram coverturi, ridicam speteaza, așa se lucra, lucram. Altceva nu făceam decât lucram, așa era, așa se purta înainte. Acum...
Ați purtat și noastră... Aoleu, dar cum să nu purtat? Da, cum, da, așa ne duceam la biserică, așa ne duceam la serbări, ne urcam pe scenă, dansam, cântam, am cântat la viața mea, am cântat pe scenă. Știți un cântec, mai știți un cântec? Păi? Ne cântați? Hai, doamnă, cântați-ne un cântec. Chiar ne bucurăm mult să vă ascultăm. Un cântec popular, știți? Știu, știu. Plopului la munte-i place și nu-i la loc șes, precum omului îi place, mândră din ales. Puiule, ce mi-ai făcut, de-așa tare m-ai durut. Puiule, ce mi-ai făcut, puișorul meu. Bradului la munte-i place și nu-i la loc șes, precum unului îi place, mândre din ales. Doamnă, excepțional, dați-mi voie să vă pup. Cu tot dragul, dar ce voce! Ce voce frumoase, doamnă! Ce lucruri minunate întâlnim noi la Bârsești, de exemplu. Ar trebui să venim în fiecare duminică și ne-am propus să venim, să mergem prin județul Vrancea, care este un județ cu totul aparte. Da, am luat, trebuia să merg la mai departe, am mers la Galați. Uite așa, că nu mai este mintea care este acum, părinți înainte nu te lăsau, că este pământ din ăsta, trebuie să-l muncești, trebuie să-l iasă. Și acum pare rău. Păi și să vă pară rău și să știți că vă promit, uite, față de toți telespectatorii. Da, foarte frumos. Dar vreau să vă spun ceva, dacă o să vreți. Sigur, numai cu acolo. Vin o dată special să facem o emisiune și să-mi cântați mai multe cântece. Da, vă cânt multe ca să mă... Da, vă cânt toate. Uite, ținem legătura prin domnul profesor, prin domnul director, prin pictorul Liviu Nedelcu, care este directorul. El este un artist mare și el a venit cu ideea să realizăm aceste emisiuni. Ținem legătura prin domnia sa și venim ca să facem o emisiune separat cu dumneavoastră. Cântece de biserică, știu, și toate. Uite, astăzi ziua crucii. Să cântă Cruce Sfântă Părăsită. Ia o cântați. Cruce Sfântă Părăsită, lângă margine de drum, coperișul tău se strică cu creștinii de acum. Coperișul tău se strică cu creștinii de acum. Cruce sfântă cu putere, tristă stai plecat în jos, și noi nimeni să te îndrepte, orice lucru dureros. Și noi nimeni să te îndrepte, orice lucru dureros. Oamenii nu-și mai ridică pălăria în dreptul tău, să se închine și să zică, Doamne, scapă-ne de rău. Să se închine și să zică, Doamne, scapă-ne de rău. Dar credința mea îmi spune că mult nu va dăinui, printr-o trainică minune, crucea tot va birui. Printr-o trainică minune, crucea tot va birui. Felicitări, doamnelor, m-ați emoționat foarte tare, să știți. Biserice, multe cântece, biserică frumoasă. Foarte frumos, veniți și dumneavoastră un pic, doamnă, nu contează cu ce sunteți, veniți aici. Și eu tot cu blugi sunt, doamnă, și eu tot cu blugi. Sunteți fica doamnei Aneta? Da. Sunteți plecate din țară, de câtă vreme? De 10 ani, am stat 5, am revenit și apoi iar mai duc, mai vin. Mai... Băiatul dumneavoastră este student la teologie? Da, primul an. Primul an. Da. Dumneavoastră ați dori să facă teologie? Nu, el și-a dorit. Eu vreau să le iau acolo, el a spus nu, că vreau să rămân să... Ce frumos, vedeți? Da?
Excepțional. Aveți un copil. A făcut seminarul la Buzău și apoi a urmat a facultatea, facultatea de teologie, teologie de la București. Da. Felicitări, doamnă. Aveți o casă frumoasă, am văzut. Aveți o fetiță. Vino încoace și tu să te cunoască lumea. O fetiță foarte, foarte drăguță, un copil reușit. Data viitoare când vin aici și o să vin, să știți, cu sau fără voia domniilor voastre, vreau să găsesc în holul casei dumneavoastră covoare românești, țesute de mama, ștergare, da? Le pun aici, pe terasă, le afară. Le puneți pe terasă. Pentru că aveți o menire pe lumea asta, să duceți mai departe tradiția neamului nostru românesc. Da. Felicitări. Mulțumim. Multe. Mulțumim. Cum te numești, păpușa, mami? Ilaria. Ilaria. Măi, fetiță, ce ochișori frumoși ai tu. Ilaria, câți ani ai? 5 ani jumate. 5 ani jumate. Tu știi să țești? Uite că râde. Nu știi să țești? Nu. Păi vreau să-mi faci și mie o bluză, o să-mi țești și mie. Mai mare, da, o să-mi vrea... mai mare. Dai, să vrei să înveți să țești, da? Da. Vine, Ilaria. Doamnelor, felicitări multe, domnișoarelor, felicitări multe, domnule director, veniți un pic încoace, că vreau să vă mulțumesc public pentru invitația pe care mi-ați făcut-o astăzi aici. Ați reușit să mă emoționați, să știți. Păi ce e important și ce face parte din zona tradițiilor ne impresionează cu siguranță. Și este, și dumneavoastră aveți o menire pe lumea asta să faceți prin meseria pe care o aveți, prin funcția pe care o aveți, să faceți cât mai multe pentru ca tradiția noastră să se mențină, că este păcat. Avem niște gânduri superbe în sufletul poporului român. Și avem lucruri importante de spus și de transmis. Și este important să facem lucrul acesta, este important să conservăm, dar să și promovăm tradiția. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere, stimați telespectatori!